Salutare oameni, Marius aici, m-am întors cu un nou video pentru voi, un nou unboxing. De data asta avem niște căști, căști de la Urban Years, firma suedeză, dacă nu mă înșel, ca AI. Care mi s-au părut super șmeche, de asta le-am și cumpărat. Să vedem acum mai exact despre ce este vorba. Okay, ambalajul mi se pare super mișto și mic și nu vine să cred că înăuntru se găsesc căștile alea, știi? Mi se pare wow. Să vedem și ce e înăuntru. Așa. Plan. Familia ba. Ok. Wow. Super mișto cutiuța. Și iată și căștile. O, arată super mișto. Îmi place unul de tot, că e super mare aici. A fost logo-ul de la Urban Years aici. Așa ca o etichetă bomba, textilă. Chestia asta să poți să-ți doar pe ureche. Nu? Super tare. A, deci sunt căști de DJ, dar gândite pentru consumatorul de rând. Plac mult de tot că se strâng așa și se fac super micuțe, ca să le pun într-un săculeț sau ceva. Cam spirala să nu se încurce. Îmi place cum e, e așa gen materialul din care sunt făcute încărcătoarele de iPhone. Doar că sunt sigur că nu e de calitatea la încărcătoarele alea proaste. Microfon, Urban Years, scrie pe microfon, ok, și pe jack-ul ăsta gros, de 6.3 mm. Aici e jack, Urban Years scrie aici, jack cu 3.5 mm. Un plic, un adaptor sau ceva, pentru telefoanele mai vechi, ca să nu fie interferențe. Ok. Do not throw this box away just yet. Important parts and information. Înăuntru, sticker, normal, sticker, toată lumea sticker. Certificat de garanție și o cărățurie, toată gama de căști, toate culorile, de la portocalii, pumpkin, verde, roz, mauve, și ne spun despre toate căștile pe care eu le produc. Deci, încă o dată, avem cablu spiralat, cu jack 6.3 și 3.5. Și chestia mișto e că are atât jack 3.5 cât și 6.3. În caz de vrei să folosești cu smartphone-ul, fugea asta gros aici, care apropo intră ca super smaker, iar ăsta intră într-un 3.5. Sunt super curios să văd cum se aude. Sper să rămân uimit. Deci blană de bas, blană de bas. S-ar putea să vorbesc mai tare acum. Oh, mami. Deci basul e super clar și adânc. Iar în altele sunt foarte curate. Asta pot să zic. Da, e foarte să-mi fale. Ba, da, sunt marfă rău. Super marfă. Mamă, șmecher rău de tot. Șmecher rău de tot. Aud. Fenomenal. Căștile astea, nu știu, să găsesc la musicăr.ro la un preț de 400 de lei, ceva genul ăsta. Eu le-am găsit pe OLX, pentru că așa fac eu, sunt vânător de prețuri. Bam, 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 cum găsesc ce vreau pe OLX la un preț mega super redus, bam, e al meu. Să ne facem la jack-ul ăsta, bam, bam, care se poate interschimba așa. Ok, am terminat cu telefonul și vrem să mixăm un pic. Aici jack-ul 3.5, spunk, în urechea treaptă, yes. Jack-ul de 6.3. O consolă și dai bice. Super mulțumit. Eu să le pun la treabă. Cât mai curând. O, da. Ok, cam atât despre căștile Urban Ears. Zincan, să numesc. Dark Grey. Mi se par super calitative și super resistente. M-am uitat și pe YouTube la niște clipuri de-astea. Le-au supus la niște teste foarte, foarte crâncene și au supraviețuit. Și cam asta am urmărit și eu, niște căști. Facă treaba, să se audă super mișto
și să nu îmi fie teamă că se strică, să rup sau mai știu ce, să le arunc oriunde și să le iau de acolo în perfectă stare. Ok, sper că v-a plăcut review-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să mai treceți pe canalul meu. Ne vedem data viitoare cu un nou unboxing sau habar n-am. O să încep să fac și niște mixuri, un nou mix, bam bam. Și da, să fie bine. Bă, ciao, pa, pa.